astăzi să vorbim un pic despre dragoste. Discutam mai înainte și ați explicat din Biblie, mai scris-o la fel, cum a fost dragostea la noi, cum am experimentat dragostea. Să spun eu sau cum? Da. Cum am experimentat-o? De-abia săptămâna asta cred că am înțeles și eu un pic mai mult ce înseamnă să dăruiești din bucurie și să slujești din bucurie. O auzeam pe Cristina tot spunând că poți să slujești, poți să dăruiești oricât, dar dacă nu o faci cu bucurie, nu se pune. Eram așa de contrariat în adânc, măi, cum vine asta? Adică cum să fac eu? Că eu făceam, eu slujeam, eu dăruiam, dar nu simțeam acea bucurie. Până când am înțeles acum săptămâna asta că dacă o faci cu drag, aia-i. Deci să o faci cu drag și atunci nu mai simți, nu te mai simți epuizat, nu te mai simți obosit. Deci pur și simplu parcă simți că te încarcă într-una Dumnezeu. Și exact asta am simțit eu săptămâna asta, când a venit la mine un tânăr care avea probleme, trecea printr-o gripă urâtă și o indigestie urâtă, ca să nu fie numai una, să fie mândouă. Și așa m-a întărit Dumnezeu și așa mi-a dat atâta putere și atâta drag să o fac, când mă trezea noaptea, cât trebuia să stau noaptea să-i fac terapie. Nimic nu mi-era greu. Deci, pur și simplu, m-a ajutat Dumnezeu să fac cu drag slujire toate zilele astea, până ieri la amiază. Inclusiv să-L ascult, inclusiv să fac toate așa zisele nevoi sau pofte, sau ce pur și simplu ce era. Eram tot timpul conștientă că, de fapt, mi-arată oglindă de fiecare dată. Mi-arată slăbiciunile din adâncul meu, mi-arată pretențiile din adâncul meu, așteptările din adâncul meu, respingerile din adâncul meu. Deci toate le vedeam ca în oglindă. Și faptul că m-a întărit Dumnezeu să le fac cu drag pe toate, efectiv, parcă de-abia acum am înțeles și eu o picătură ce înseamnă să dăruiești și să slujești cu drag, cu iubire, cu bucurie, adică. Bucuria mea era nu o bucurie de aceea, vai că nu îmi vine să râd sau să nu știu ce. Era acel drag care simțeam că mă încarc în continuare. Da, și acum am înțeles parcă o leacă o picătură mai mult ce spunea Apostolul Pavel în epistola aceea către Corinteni despre dragoste. Că poți să ai toate darurile și toate capacitățile și toate harurile lui Dumnezeu, poți să ai și clar vedere și știință și cunoaștere și darul limbilor cum ar veni și toate poți să le ai, dar dacă dragoste nu ai, nimic nu ești. De pe acum am înțeles o picătură ce înseamnă lucrul ăsta. Da. Da, eu asta mi-am dat seama și eu acum, quasi când vorbim de astăzi cu dumneavoastră. Deci eu, de exemplu, eram la muncă și vineam acasă și aveam energie și mă simțeam parcă putea să înceapă o nouă zi. Pentru că tot conștientizând că în fața mea e Dumnezeu și înțelegând că tu slujești pe El, din interior ieșea bucuria asta. Deci n-ai cum să faci de afară să spui că faci cu dragoste, că n-ai cum. Lucrurile astea se întâmplă în interiorul tău. Și în momentul când în interiorul tău e pace și acceptare și în fața ta e Dumnezeu și tu slujești și tot și îți arată acele aspecte din tine care să le accept și să înțelegi că El de fapt a venit să te vindeci. Deci lucrurile curg și nu te mai obosești. Deci nu consumi energie. De fapt, cum spune Domnul Mare, să te încarci atunci. Deci, făcând lucruri, depinde de ce poziție de pace.
dacă tu le faci cu bucurie și cu acceptare interioară, deci bucuria asta nu-i pe afară, adică se pare că e ceva care ești bucuros de nu mai pot. E o trăire interioară, asta am văzut la mine, deci îmi slujește Dumnezeu, indiferent cât și cum. El mă solicită, m-am uitat în ultimul timp acum la noi la muncă și o știi că o mai mărit program. Și conștientizând că de fapt e perioada când Dumnezeu mă solicită, vedeam că vineam acasă când nu eram epuizată. Înainte dacă aș fi stat 8 ori, 9 ori, 10 ori, mi se păreau mult. Dar acum, trăind, experimentând lucrul ăsta, până când nu experimentez un lucru, n-ai cum să-l înțelegi. Întâi trebuie să-l experimentez și după aceea vine înțelegerea. Eu așa consider. Trebuie să accept și vine din față. Și după și accept și vine din față și să înțelegi că în fața ta e Dumnezeu, după aceea Dumnezeu te luminează când știu El și cum știu El. Exact, exact asta spunea Cristina, dar tot acum parcă mi s-a și confirmat că spunea Cristina mai în urmă așa. Când Dumnezeu vede că tu în intenție tot vrei să faci, vrei să la început, deci n-ai cum să trăiești acea bucurie în dăruire și în slujire. Dar dacă Dumnezeu vede că tu în intenție ai asta, la început faci pe de rost cum ar veni, faci mental toate. Dar la un moment dat Dumnezeu pur și simplu parcă îți face un dar. Adică zice, da, văd intenția ta că e serioasă și constantă și conștientă, hai să-ți vezi cum e când o faci din suflet, când o faci cu iubire, când apare dragostea. Și mi s-a părut, wow, deci așa arată dragostea, deci așa arată, Doamne, deci o picătură, așa o infimă picătură de dragoste am gustat. Și chiar e minunat, da. Și mi-a mai adus aminte o chestie. O explicat-o altcineva, dar Marius a explicat-o și el, în puține cuvinte, dar altcineva a explicat-o în mai detaliat cumva. Că Dumnezeu ne-a creat asemeni Lui, iubire. Dar în infinita Lui dăruire și generozitate, Dumnezeu ne-a arătat și materia. Eu, ca și om, creat de Dumnezeu, iubire sută, mi-am îndreptat ochii spre materie. Wow! Și mi s-a părut așa de grozavă materia, că am început să tot stau cu fața la materie și să mă plipesc ușor, ușor de materie și pe moment am uitat de Dumnezeu. Și la un moment dat mi-am adus aminte și când m-am întors înapoi, cu spatele la materie, nu l-am mai văzut pe Dumnezeu. Ei, și de atunci în mine, ca om de la începutul creației cumva, acel dor de a mă întoarce la Creator, acea, cum să spun, o sete și o foame și un dor de Dumnezeu, nu mă lasă. Deci pur și simplu în mine este acea tendință și dor și foame și sete de Creator. Și când încep să devin din ce în ce mai conștientă de dorul ăsta și de foamea și setea asta, pur și simplu încep ușor, ușor să-mi dau voie și să accept, în primul rând să accept că ușor, ușor Dumnezeu mă ajută să mă întorc la El. Asta mi se pare esența vieții mele ca și suflet în evoluție. Întâi am involuat și apoi acum încep să mă întorc, să evoluez înapoi și să mă întorc la Creator, să fiu asemeni Lui. Eu am ascultat un binar pe cu 6 luni cu Marius, cu Cristina, din care am picuit niște lucruri care mi s-au părut foarte frumoase. Dumnezeu, prin omul greșit, prin fața mea, care îl văd eu că este greșit, de fapt ne reglează pe noi. De fapt, el este, vine greșit, este, îl trimite Dumnezeu să fie greșit ca să mă corecteze pe mine, să mă regleze pe mine.
Când suntem îngăduitori cu greșelile noastre, suntem liberi. Adică noi nu trebuie nici pe noi să nu ne învinuim și să nu ne vedem că greșim. De fapt, sunt niște programe în care automat intrăm în ele. Deci noi chemăm o situație în fața noastră care nu este necesară și foarte folositoare. Deci noi chemăm situația, sufletul cheamă o situație pentru a mă vindeca pe mine. Ceea ce vine din față este ceea ce avem în adânc, de fapt. Deci noi avem în adânc întâi ceva, o problemă, și după aia vine din afară, vine acea situație. În punct de ce avem noi în adânc. Ceva din adâncul nostru, unde nu putem vedea, unde noi nu avem cum acces să vedem, în adâncul nostru s-a creat acea situație care ne-a adus în fața noastră acea problemă, pe care noi o conștientizăm, o traversăm corect și o putem vindeca. De fapt, propriul nostru suflet cheamă necazul ca să ne regleze pe noi. Așa e. Nivelul de prea mult bine pe care îl avem noi cheamă persoana care să mă critique, care să-mi scadă ego-ul. Nu omul este de vină, ci sufletul meu a chemat acea persoană ca să-mi scadă ego-ul și să-mi salveze viața. Și noi, de fapt, ar trebui să mulțumim celui care ne deranjează, pentru că el, de fapt, ne salvează viața. Omul, ca să ne audă, trebuie să fie în ultima fază de disperare. Altfel nu va auzi. Asta a spus-o Cristina. Până nu cădem destul de jos, nu avem cum să auzim. Credem că auzim, de fapt, înțelegerea este doar la nivel mental. Doar când cădem foarte adânc, atunci începe să se ducă vălurile de noi și să poată pătrunde adevărul și înțelegerea. Dar știi, Viora, că mai avea cineva o vorbă, nepoata noastră. Omul până nu ajunge la fundul iadului nu caută să iasă de acolo. N-are cum, pentru că sunt perdele pe ochi. Da, adică așa. Nu vrea. Da, nu vrea. Da, nu poate. Da. Nu poate. Da, așa e. Că de fapt ce înseamnă căderea să te duci în adânc? Tot să mai duci prin suferință, tot să mai duci câte o peliculă, câte un val. Da. De fapt, asta e. Da. Și iar interesant e ce a trimis Măicuța, ce a explicat Măicuța, o scris pe grup, că de fapt femeia nu se poate vindeca decât doar prin bărbat. Femeia care fuge la mănăstire, de fapt, e o fugă, nu-și vindecă sufletul. Fuga de mântuire, da. Da. Mm-hmm. Da, știți cum conștientizez acum, discutăm, de exemplu, Dumnezeu așa ne-a creat, să fim în familie, toți și soții, deci 20 plus 20 e întregul. Adică bouă și beleaua, cum se mai spune, știi? De ce se spune în popor bouă și beleaua? Adică, atâta timp cât eu ca și femeie, și cred că ca și bărbat nu sunt într-o relație, o disfuncționalitate este automat la femeie, la bărbat e de la mama, dar asta la mine, eu m-am autoanalizat pe mine. Din disfuncționalitatea asta în familie, deci sunt degenerează până când cineva din familie vine să le autoregleze automat, dar eu cred că tot cu îngăduința lui Dumnezeu, nu întâmplător să întâmplă lucrurile astea. Adică să ne întoarcem la natura noastră. Lucrurile, cum le explic domnul Marius, el e foarte simplu, dar
cred că înțelegerea fiind foarte mică și conștiința, eu cred că nivelul de conștiință contează foarte mult. Uite, de exemplu, noi de atâta timp cât am discutat și am vorbit pe toate părțile, experiențele noastre, până când am înțeles că, de fapt, cel mai important e în relație. Deci, noi putem vorbi despre experiență. Dar dacă nu le-ai trăit, ele n-au niciun semn. N-au putere. N-ai puterea cuvântului. Exact. Dar nu și puterea cuvântului. Și puterea înțelegerii. Și puterea înțelegerii. Faptul în tine că tu le-ai experimentat, cred că din energia ta îl poate schimba. Experiența ta în sine care ai traversat-o și ai acceptat-o să faci pe celălalt capeți putere. Atunci capeți putere, de fapt. Exact ce spune și domnul Marius, că nu poți să stai undeva, să accept, să fii în slujire și nu poți un cuvânt nimănui. Lucrurile astea toate se întâmplă că dacă noi suntem în subtilul 1, toate lucrurile astea se autoreglează în interior, nu în exterior. Deci acceptarea asta la tot și toate, când tot și toate Dumnezeu, mi-am dat seama experimentând la mine, că bine în interior se schimbă ceva, în tine, experimentând lucrurile când le faci din dragoste, din acceptare că fața ta e Dumnezeu și că de fapt îl slujești Dumnezeu a tot Creatorul, creației. Atunci, din poziția aceea vine bucuria, cât un pic așa, cât consider eu și cât putem noi să acceptăm, că puterea noastră de acceptare și de înțelegere e și puterea de a ieși de a ne da voie să experimentăm dragostea asta la Dumnezeu. Vezi că de primul spune că poți să muți munci, poți să faci milostenie, poți să faci post. Câte lucruri poți face dacă dragoste nu ai, nimic nu ai. Dragostea, cum o înțeleg eu? Dragostea e acceptarea a tot ce vine din față și să slujești cu bucurie. Să înțelegi că acolo e Dumnezeu care vine să te vindice. Dar lucrurile astea trăiesc prin mine. Doar experimentându-le le pot înțelege. Dacă nu, rămân doar la nivel de vorbe. Exact. La nivel de minte. Exact, deci trecând prin asta și le-am auzit de foarte multe ori, dar nu puteam înțelege cum, eu ziceam că le înțeleg, dar acum încep îmi dau seama că nimic nu știu. Doar mila lui Dumnezeu coboară peste noi și ne dă să gustăm din unele lucruri care le-am auzit la biserică, aici, în experiențele astea care le trăim cu domnul Marius. Foarte am realizat că, de fapt, aceleași cuvinte și aceleași discuții sunt de un an de zile și acum. Adică nu-i ceva, nu-i altceva. Aceleași, ascultând un binar de acum un an, exact vorbeam Marius, exact ce spunea și acum. Numai că nu a fost urechea pregătită să audă și să înțelegă. Teoretic le știam pe toate, dar nu le trăiam încă, da. Și Dumnezeu, am văzut adică Dumnezeu doar, da, da. Nici nu le auzim măcar, Da, Dumnezeu îngăduie să le gustăm doar în momentul în care vede că suntem constanți în intenție, în primul rând, în intenție. În intenția de a ne întoarce la El, în intenția de a face ca El, cum ar veni, în intenția de a manifesta iubirea adevărată a Lui. Da, că dacă noi facem un pas, Dumnezeu face 10. Așa, exact, exact. Da, dacă accepta că El e stăpânul, noi suntem doar niște executante așa. Da, și pentru mine ca femeie, Dumnezeu stăpânul în tot ce mă uit în jur. În tot ce mă uit. Și în primul rând, în cuibul meu, soțul meu este stăpânul, este Dumnezeu, iar în afara cuibului, toți sunt pentru mine Dumnezeu. Ce știi ce am mai înțeles? De exemplu, și puterea de a accepta și vine din față. Tot din interior bine. Sigur. În ai
de acceptam, dar lucrurile nu se, se întâmplau imediat. Când acum, încet, încet, observ că, de exemplu, dacă vine o situație din față și de tot, dau un exemplu, tot era nemulțumit că în vecini. În momentul când el vorbea și am conștientizat că el mi-arată critica din adâncul meu, pot să fiu protăcut. Sau dacă vine cu un reproș la mine, îmi dau seama că se negă și accept că el vorbește cu interiorul meu, iar la fel îl tace. Câteodată chiar verbalizez, da, uite, e două meu acum aici. Da, în Dumnezeu prin tine, o venit ca să-mi scaze gol și mulțumesc. Și cum tu uiți așa la mine și stă cu în moment. Da, așa deci, funcționează, așa e. Deci îmi dau seama că și puterea asta de a accepta, și asta are un timp. Mă rog, cât am putut așa, un pic, nu ca mai să ne acceptare. Un firicel, cât ne-a îngăduit Dumnezeu, cât ne-a dăruit Dumnezeu un firicel, da. Exact, un firicel, atâta cât o considera pe el, pentru că am observat când noi avem intenția de ne face de Dumnezeu, cred sincer, nu știu, așa zic, cred, ego-ul meu, cred, sincer, atunci când ești într-un moment și nu știi tu cum să și să faci, vine el și îți arată. De exemplu, acum, eu, după experiențele care le-am avut, atunci când eram așa într-o dilemă, Dumnezeu a venit dintr-o trăire și mi-a arătat cum e ego, cum e suflet. Acum pot să spui și neva că nu există ego și suflet. În interior, eu am trăit lucrul ăsta și mi-a dat seama că ego-ul e, adică l-am trăit, nu pot să le explic în cuvinte cum, dar asta sufletul e bine, doar este, e trăire, cum spune domnul Marius, care nu-i lumea, sufletul. În schimb, ego-ul, e creamătul ăsta pe afară, haosul ăsta în care suntem. Da, da, e ca și cum, deci acum nimeni și nimic nu mă mai poate îndoi de diferența dintre ego și în suflet. Nimeni nu mă mai poate păcăli, știi? Cine a mai dat seama, de exemplu, tine apar unele registrări cu niște informații care despre lucrurile și își vor întâmpla. Și mi-am dat seama că, de fapt, toate orice informații care vine prin mine vine doar să-mi arată să reflecte interiorul. Momentul când înțeleg că orice informații care vine să-mi arate că stăpâne la lume ar face ceva anume, nu reflectă decât interiorul meu și ne arată necredința mea interioară, neacceptarea că Dumnezeu e în tot și toate și nu mi arată decât niște programe care sunt în mine și ele determină disfuncționalitățile care într-adevăr se vor întâmpla. Deci să conștientizez toate experiențele care sunt în lume, am participat și eu la ele, cu un gând, cu o faptă, deci sunt și eu responsabil din experiențele astea. Dar în același timp înțeleg că Dumnezeu e tot și toate și nu pot decât niște programe care conștientizându-le, el încet, încet se echilibrează. Deci fiecare om, acolo unde este, dacă el conștientizează că tot ce vine din partea în interiorul lui, apare liniștea. Și din liniște fie, spune domnul Marius, că se autoechilibrează lucrurile. Deci, indiferent și citesc acum apinez, dacă mi-apare, citesc și înțeleg, încă în interiorul meu mai sunt scris, nemulțumiri, respingeri. Sunt programe care informația și au venit să-mi arată ceva. Deci informația nu vine nici să mă informeze sau să mă destabilizeze. Vine să-mi arată ceva din interiorul meu.
Exact. Asta mi se pare mie foarte interesant. Da, exact așa e, pentru că acum dimineață mi-a venit o informație legată de niște decizii ale Comisiei Europene, că vor interzice carnea naturală, că vor interzice brânza, că vor interzice nu știu ce. Și acum am conștientizat că de fapt mi-arată că eu în adânc, ego-ul lui Doina în adânc, respingea toate preparatele astea din carne care conțin chimicale, respingea carne artificială, brânză artificială, respingea toate astea. Și exact atâta vreme cât încă ego-ul respinge ceva, Dumnezeu aduce, sufletul aduce în atenția, în atenția ego-ului, aduce informații din natura asta, adică exact ca să-mi arate ce conține acolo, ce încă respinge ego-ul, ce încă judecă ego-ul, ce încă nu acceptă. Și am conștientizat, discutând acum împreună cu voi, că de fapt credința în Dumnezeu este încă slabă, adică mai degrabă ego-ul meu se teme de ce decizii vor lua toți care sunt deasupra, conducătorii țării, europenii sau stăpânii la lume, cum să zice. Deci, cumva, ego-ul meu se temea mai tare de deciziile stăpânilor la lume decât de decizia lui Dumnezeu. Adică mai mare credință era a ego-ului în stăpânii la lume decât în Dumnezeu. Da, deci asta am conștientizat acum. Uitând ego-ul că, de fapt, Dumnezeu face totul. Dumnezeu dirigează totul. Dumnezeu e în spatele oricăror decizii. De fapt, suntem foarte instabili emoțional. Așa, da, da, da. Ne ducem. Dacă cineva spune că asta nu-i bun așa, repede toți ne ducem că asta nu-i bun. Dacă cineva spune, uite ceea ce vor trebui, ne ducem acolo că ăla-i bun. Foarte ușor ne ducem ca oițele, ne ducem foarte repede într-o direcție sau alta. Da, da, da. Într-o direcție, da. O instabilitate emoțională foarte mare avem. Adică nu ne ducem să gândim noi cu sufletul nostru să luăm decizii. Adevărat, Vioara, dar totodată Dumnezeu ne ajută să și înțelegem că, de fapt, tot ce vine spre noi este pentru a ne regla, pentru a recunoaște că avem în adânc acolo programele astea și pentru a ne dezidentifica de ele. Deci, de fapt, nu că suntem așa în realitate. În realitate, ego-ul tot încearcă să ne destabilizeze. Dar noi, înțelegând și acceptând, ne dăm seama că informațiile astea sunt pentru programele care încă mai sunt acolo și dacă ne dezidentificăm de ele, adică Dumnezeu le și eliberează. Da, și prima reacție este să ne ducem. E după aia ce... A, așa. Nu, dar e perfect și așa. E perfect și așa. Da. Da, știi de ce e perfect așa? Pentru că noi, până noi experimentăm toate programele astea, n-ai cum să înțelegi. Exact. N-ai cum să le dai jos. Exact. După ce ai trecut pe acolo, conștientizându-le, tu poți să înțelegi și pe celălalt. N-ai cum. Exact, să treci, exact. Să cam și mai înainte. Până când nu treci printr-o experiență, n-ai cum să poți să o înțelegi. Numai doar verbalizând, asta trece imediat. Doar experimentând experiența, îți întărește credința. Da. Adică să ne ducem într-o extremă în alta. Până nu ajungem în extreme, nu avem cum să ne ajungem la înțelegere, nu? Și doar experiențele ne ajută să putem înțelege și să putem accepta. Doar experiențele, atât. Experiențele, da. Da, da, da. Și experiențele, cu cât sunt mai intense, cu atât învățăm mai mult din ele. Eu cel puțin așa am văzut la mine. Așa. După aceea, el îi scade în intensitate, dar se întărește înțelegerea la tine. Exact. Ele vin cu intensitate atâta timp cât e nevoie de ele. În momentul când tu ai început o picătură și înțelegi, ele nu-și mai au rolul și nu mai vin cu intensitate pentru că ele vin în oglindă, cum se zice, ești un interior. Da.
Vin din ce în ce mai subtile, dar le poți cumva prinde, le poți cumva înțelege și le poți, poți, le poți accepta, le poți gestiona și accepta, da. Da. Da, pentru că am avut odată o experiență, Sergiu, luasă un snack și mânca și eu m-am uitat și el m-a strâmțit cu interiorul meu că eu respinsasem snack-ul. Eu aveam ideea că snack-ul nu spune. Și el îmi spune, mama, dar dacă Dumnezeu e în tot și în toate, consider că există ceva rău, ceva bun. Ce frumos! Indiferent și lucruri bine prin noi, care la unul se pare că e rău, pentru celălalt are mare nevoie de el. Deci eu astăzi mănânc snacks, dar s-ar putea că mai târziu nu mai mănânc, dar asta nu înseamnă că e bun sau rău. De fapt, ți-a venit ca o oglindă să-ți arate că tu respingeai snacks-urile, așa că informația asta de azi la mine. Exact! Exact! Și în momentul când am înțeles, de fapt, El era mai, cu toate că eu înțelegeam niște lucruri, el care nici nu... Dar vorbea Dumnezeu prin el, vorbea Dumnezeu prin el. Exact, da. Da, da, da. Adică indiferent cine vine și vine, el vine să arate că sunt niște programe în tine, care tu doar trebuie să le accepti, să conștientizezi că tu așa le continui. Da. Și informația care mi-a venit acum dimineață, a venit tot de la Dumnezeu. Ia uite, tu încă respingeai asta, asta, asta. Adică voiai numai natural să fie. Ia ca și artificialul este perfect. Nu mai împărțim bine da. Și rău. Da. Da, dacă Dumnezeu se experimentează pe el prin noi, automat că toate vin la timpul lor când noi avem puterea de a înțelege. Mm-hmm. Apropo de respingeri, am avut și o experiență când m-am întors de la mare. În ultima seară, băiatul mi-a zis că să lăsăm curat, el câte ori merge acolo când mergem la o casă, la cineva. Și lăsa curat. Și am făcut curat peste tot, dat cu mopul, am lăsat tot în ordine. Și în seara aceea a venit o familie din Marea Mureșeni cu doi copii. Dimineața când m-am trezit, era pe jos seminții, firmituri de pâine, totul era, piune a trecut eu cu mopul, totul era aranjat tot acolo. Ne-am dat seama că, de fapt, mi-a arătat interiorul meu. Mi-a arătat cum sunt eu, de fapt, respingerea mea față de dezordine. A venit și mi-a arătat-o. Uite, de fapt, cum ești. Dai tu mare că ai făcut curat, că ai făcut ordine, dar uite cum ești, de fapt, în interior. Poate nu că ești încă, poate ți-a arătat ce respingi. Păi asta, ce respingi. Da, exact, da, exact. Da. Asta mie mi s-a părut chiar foarte interesant. Deci, din afară, noi, dar de fapt resping, dar de fapt sunt în interior așa, Doina, resping. Ca program ești, Vioara, dar nu că, dacă nu că te mai identifici. Dar ca program conții. Ca program conținem toate astea, da. Dar Dumnezeu, prin oamenii și ea, a venit ca să-ți cadă ego și a făcut foarte important. Da, nu că am conștientizat asta dimineață, zic, mi-a venit să-mi distrug ego-ul. Dumnezeu i-a trimis să-mi distrug mie ego-ul. Exact, da. Și da, să ne arate ce programe mai conținem, măi. Și ne arate ce programe mai conținem, da. Păi să-mi distrug acel program de dezordine care eu l-aveam în interior. Dar îl respingeai. Dar îl respingeam, da. Mm-hmm. Da, cât e de frumos, stau câteodată și mă uit așa când ați eu într-o liniște mai mare și zic, Doamne, celălalt mă uit la cine în față și zic, Doamne, ăsta vorbește exact cu interiorul meu. Deci noi pe din afară când gândim că suntem într-un fel, dar dacă vrem cu adevărat să vedem cum suntem, ne uităm la persoana din față, nu zic așa, persoane cu care ne întâlnim. Ne arată exact cum suntem atunci în interior. Exact. Eu am avut
am avut o experiență cu coșul, nu știu, da, știți asta. Era într-o dimineață, m-am dus să-i dau mâncare. Băi, și cu coșul, dintr-o dată, pe la spate, a venit la mine. Și pur și simplu a sărit pe mine și m-a speriat la un picior. Am ieșit de acolo, m-am întors și m-am uitat și i-a spus, Doamne, mulțumesc, când cu coș, tu ai venit să-mi scade gol. Și cum m-a zgăriat, și acum mai am un pic acolo și zic, Doamne, Dumnezeu îți vorbește până și prin cocoș. El mi-a arătat agresivitatea mea interioară și când am stat, deci am ieșit de acolo, am stat așa un pic cu mine liniștită și am văzut în interior când am o agresivitate. Deci n-aveam un motiv anume. Și am zis, uite cât de frumos ne oglindesc ceilalți. Da, pentru că exteriorul pur și simplu ne arată tot ce conținem. Ne arată tot ce conținem permanent, permanent. De fapt, noi chemăm exteriorul. Da, noi da, da, da. Exteriorul da. Nostru chemăm exact persoanele care sunt la fel cu interiorul meu. Exact. Sau, de exemplu, am pisicaș câteodată stătea așa de blând lângă mine, băi, și câteodată așa pe un an și ziceam, Doamne, uite, așa mi-arată ea, așa, dar nu era mâncare de dusă, mi-era ca un, eu o percepeam ca un valet sau o nemulțumire, zic, uite, nemulțumirea mea care am avut-o din spate, ea vine să mi-o arată și dacă s-o știetizam tare, s-o percepea. Doamne, și pisica e rolul ca să ne, rolul de corector. Nu numai pisica, dar și natura și plantele la fel reacționează. Da. De exemplu, la grădina cu scremele, anul ăsta cu atâta drag am îngrijit roșiile și ca niciodată, dacă niciodată au crescut foarte mari. Că și cei din jur au remarcat asta și chiar au și spus treaba asta. Și cu scrămea așa de simpatică și că da, Doina le-a descântat, știi? Că de asta au crescut mari. Deci contează cum îngrijesc o floare, cum îngrijesc o plantă, cum îngrijesc un animăluț, cum îl privesc. Deci tot contează ce emit, exact aia mi se întoarce. Da? Exact. Și în fața mea apar, țin minte mai în urmă, când ne chema cineva la cafea acolo, la grădină, se discuta, se făceau critică, se făceau observații, să nu știu ce. Ei, mai nou încoace, e o atmosferă, dacă ne cheamă la cafea, e o atmosferă de glume, de așa, deci cu tot o altă atmosferă. Da. Depinde de interiorul meu din acel moment. Totul depinde de mine. Doamne! În fiecare moment, exteriorul ia forma interiorului meu. Da, dar ne-a trebuit atâta timp ca tot din față putem trăi. Până când asta rămâne la mine gândul că până când nu trăiești experiența aceea, n-ai cum să o înțelegi. Vin doar din vorbi, e egal cu zero. Da, așa e teorie, așa e. Da, da. Da, trebuie să trecem pe acolo, trebuie să experimentăm minusul ca să înțelegem plusul, trebuie să experimentăm greșelile ca să experimentăm înțelegerea și acceptarea. Trebuie să ne ducem dintr-o extremă în alta, că nu avem cum să ajungem la înțelegere până nu ajungem și într-o extremă și în cealaltă. Așa e, da. Da. La fiecare om e un timp până când ajunge să trăiască experiența aceea și trăindu-o, n-are cum să mai... că nu accept. Da, am observat că degeaba explic cuiva învățăturile lui Marius, că acea persoană are nevoie de propriile experiențe și trăiri. De pe atunci va înțelege și va schimba ceva. Până atunci e teorie. Doar dacă am trăit, are putere cuvântul meu, doar dacă am trăit ceva, am experimentat ceva și am depășit. Și am acceptat și am eliberat. Atât. Atât, da. Exact. Așa. Rest nu poți dai nimănui sfat. El trebuie să treacă pe acolo. Exact. Tot Dumnezeu prin el îi aduce situația și experiența exact pe care are nevoie ca să poată el să înțeleagă.
Da, o venit. Da. Spunea Cristina că noi trebuie să avem o determinare și ăsta e un parcurs. Și noi să fim acolo în slujire, în acceptare, așa cum putem. Și Dumnezeu hotărăște când, cum, din înțelegerea și trăirea. Exact, Dumnezeu ne dă grația Lui. Da. Când vrem să dobândim, e doar un scop în spatele la lucrul ăsta. Interesant, o venit, deci ieri la amiază o plecat, ieri după amiază o plecat tânărul de care vă spuneam și aseară eram în Binar pe la 8:30, o sunat o strănepoată de-a mea că a rămas în Suceava, ea e din Fălticeni și n-avea unde dormi cu fetița, are 3 copii, cu fetița mică. Și am ieșit imediat din Binar, le-am primit, le-am dat să mănânce, da. După ce am terminat, am revenit la Binar. Dar altceva vreau să spun, acum dimineață, după ce au mâncat și înainte de plecarea lor, am început un pic, a venit vorba despre atitudinea noastră, că ce am observat, Dumnezeu casei, dintr-o dată a devenit atât de generos și atât de prietenos, nu venea mie să cred, ci, adică așa, au dăruit și la tânărul celălalt și la strănepoata asta. Și a venit vorba despre dăruire și slujire. Și am început să-i explic un pic strănepoatei despre învățăturile lui Marius. Și ea îmi zice, da, tanti Doina, știți că, de fapt, i-au stat la o familie de arabi în Londra vreun an de zile. Și a observat acolo cum acea femeie era în ascultare sută față de soțul ei. Adică și chiar când se îmbolnăvea un copil și ea voia să-i dea un antibiotic, îl suna pe soțul și îl întreba ce părere ai să-i dau antibiotic copilului. Și dacă soțul spunea da, îi dădea. Ea stătea acasă, nu lucra nimic, avea nevoie și de strănepoata mea ca și ajutor în casă. Și strănepoata se întreba, dar și-o chiar o întreba, dar tu nu vrei să lucrezi, să faci și tu ceva? Ce nu, dar dacă soțul o hotărât așa, e minunat, eu stau cu copii, eu așa, și trăia cumva ca o prințesă. Și zic, păi exact așa vom fi noi dacă suntem în ascultare deplină față de soț. Și ea îmi zice, dar să știți că am observat și la țigani treaba asta. Femeile supuse și ascultătoare, zice, dar eu încă nu pot, mi se pare că prea greu, mi se pare că parcă e incorrect, parcă nu știu cum. Dar, mă rog, am explicat și eu ce mi-a venit mie să explic, am explicat prin ce am trecut, ce putere avem noi și la un moment dat zice, vai, tanti Doina, știți, eu am observat la băiatul meu, are un băiat de 15 ani. Și zice, așa am observat la el, că de câte ori gândeam și îi spuneam, tăt strici în casă, tăt pe ce atingi strici, tăt așa, el într-una strica și răsturna și spărgea. Și zice, odată a venit un colet cu ceva, o masă mai complicată de montat. Și zice, eu am gândit întâi, cine să mi-o monteze, ea e despărțită în fizic de soț, cine să mi-o monteze? Și zice, mă duc la băiat și zic, Lucian, oare tu ai putea să montezi asta? Și zice, nu știu, mami. Și zice, dar sigur poți să o montezi. Ia încearcă. Și zice, când a durat 3 minute și el a montat tot, deși era dificil. Și atunci i-a zis, Doamne, deci când gândesc eu frumos de copil, de băiatul meu, el face totul perfect. Când gândesc urât de el, strică tot, sparge tot, răstoarnă tot. Și zice, să știți că mi-am dat seama câtă putere este în a schimba pe cel din față, în a influența pe cel din față. Deci cumva, poate că dacă Dumnezeu îngădui și lucrează, ceva se mișcă și acolo. Și am zis, Doamne, e hotărârea Ta, e voia Ta, când și cum hotărăști Tu. Dar a fost o experiență și asta pentru mine, adică cumva că de fapt ea mi-arăta că ceva înțeleg în adânc, dar ceva încă e dificil, ceva încă se opune acolo, niște programe. Asta a fost ea ca oglindă, știi?
tot ego-ul el vrea, știi, ego-ul analizează. Normal, normal că ego-ul analizează și ego-ul vrea, da, așa, da. Ego-ul are intenții. Da, să acceptăm ziua așa cum vine și cum vine și e perfect așa. Așa e, da, da, da. Da, da. Mulțumim, mulțumim. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Doamne ajută.